Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Suntem în etapa 18-a pe stadionul Ion Oblemenco, Universitatea Craiova, CFR Cluj, și noi suntem tentați să credem că Universitatea este favorită. Ambele jocuri cu noul antrenor au fost câștigate, optimismul din vestiar s-a transmis și fanilor, e lume multă în bănie, iar adversarul nu se simte prea bine. Mitriță lângă minge, este și Bancu acolo, dar Mitriță este cel care trimite direct pe poartă, care n-au lipsit niciun minut până acum în această ediție de campionat. Deci, Măruci Popescu, nici Răzvan Sava. Și direct se aștepta Popescu. Da, și bun, bine plasat, foarte atent Laurențiu Popescu. Ce greșit a sărit Mitriță, era cu mâna pe sus, n-avea omul căruia să-i paseze. Iese bine Avounou, e adevărat, și la o pasă greșită continuă congolezul Tachtsidis. Tachtsidis! Ce lovitură superbă! Cea mai mare ocazie a meciului de până acum. Încă un șut, de data asta peste acel Bancu. Da, el a fost. A stat la cutie și în momentul în care Bancu dă în minge, iese la intercepție, câștigă mingea și urmează apoi șutul ăsta superb lui Tachtsidis. Uite-te, exact în vincul. Excelent. Puțin mai sus și înțepa mingea acolo în muchie. Și se termină o repriză care ambele echipe au jucat cu mare grijă. Ce ratare a fost asta, uriașă! Kresic, dacă reușea să ajungă cu o fracțiune de secundă mai devreme, ar fi împins mingea în poarta goală. O minge atinsă cu capul de Da Silva. Ilie. Nu, este Ilie, da. Aproape Ilie. De gol Ilie. O deviere, mingea urmărită de celălalt stopper. Accelerează Mitriță, ține de minge, pasă care întârzie puțin acțiunea. Vine Crețu, șutează Crețu al Craiovei după Mitriță. Marković are 4 reușite. Mitriță 5 după sit în seara asta. Medicii au voie să intre pe plajă, nu le-a făcut semn la lui jucătorul. Tachtsidis, intrare dură Scriciu. Atenție, Scriciu nu joacă mingea. În schimb, îl busculează brutal. După Tachtsidis. S-a ridicat, e bine. S-a ridicat, e bine, și sfidează pe spectatorii craioveni. Mogoș. Tachtsidis. Poate la margine. Tachtsidis! O intervenție foarte bună. Încă un șut. Tachtsidis! Bară! A doua bară a grecului. Mare ocazie pentru CFR. Mâna lui Da Silva, șutul lui Tachtsidis. Ce pasă pentru Avounou, care înscrie, dar e în offside. Pasa însă foarte bună. E a doua pasă de aceeași factură, de aceeași calitate, dată de Tachtsidis pentru Avounou. În ultimele 3 minute, pleca prea repede. Prea repede. Bîrligea rămâne acolo la prima bară. Minge cu efect. Iese cam târziu portarul Sava. Acțiunea continuă. Mitriță are față pe Avounou. Și nu numai pe Avounou, apare și Tachtsidis acolo. Mitriță pasează și greșit. A tras adevărat 2 jucători lângă el, dar a întârziat. Mateiu recuperează bine pentru Mitriță. Mitriță pătrunde frumos și se aruncă. Hai să vedem. Nu știu cum vede arbitrul. capitanul CFR-ului, Camora. Puternic în care o mingea îl depășește pe Bîrligea. Tachtsidis încot mingea și de data asta. Și a gândit bine. Să acolo în colțul lung. Era bătut Popescu. Frumoasă intenția lui Crețu. Baiaram așteaptă pe cineva. Mitriță cere mingea. Vine șutul care intră. Gol Craiova. Koljic. Gol Craiova. Koljic, minutul 90. Și Craiova la acest scor trece pe locul 2 al clasamentului, 32 de puncte. Cert e că e la egalitate cu Clujul. În parte a doua poziție, să vorbim așa. Excelent plasată lovitura bosniacului. E amuzant Mitriță care cere mingea, dar nu este văzut de coechipier că e acolo în spate. Și uite cine face faza asta de gol, jucătorii pe care i-a băgat în teren în locul lui Ivan și Marković, pentru că pasa pentru Koljic vine de la Roguljic. Roguljic îi așează mingea lui Koljic și acesta își aduce aminte că e un vârf de talent, forță, care nu cu mult timp în urmă visa la campionate mai mari. Ce moment pentru Koljic! Ce moment pentru Craiova!